Bun, pentru că avem multe cartiere în București și nu numai, în care se construiește totuși haotic. Vedem totuși că oamenii cumpără locuințe și acolo, uneori așa, pe NV, nici măcar nu se duc să vadă unde va fi ridicat blocul lor. Ne putem, credeți, aștepta la un colaps imobiliar în astfel de zone? Pentru că, până la urmă, nu au facilități, da, pe care le-ai găsi în alte părți, în centru sau în zone populate. Școli, farmacii, spitale. E ușor așa când, uite ce apartament frumos, un bloc nou, mergi acolo, dar s-ar putea ca după câteva luni să-ți dai seama. Mergi acolo, îți place când îl vezi în fază incipientă, ideea, proiectul sună bine, dar peste 3 ani când e gata, vezi că au mai înflorit încă câteva în jurul tău și eventual, nu mai ai view. În fereastră, s-a dus și priveliștea aia cu care te-au ademenit și n-ai nici ce trebuie, da? Deci la ce ne putem aștepta în viitor? Se pare că noi avem memoria scurtă, am avut în 2008-2010 o criză care de aici a pornit. A fost o perioadă în care, da, ne suflam și în iaurt, cu toții ne uitam cum s-au redus la jumătate prețurile la terenuri, apoi și la apartamente, dar se pare că acum, din nou, euforia este pe val. Da, cererea se observă în piață, este ridicată, investițiile în imobiliare oricum au fost întotdeauna preferate de români, suntem țara cu 98% proprietari, toată lumea vrea să aibă ceva pe numele lui, dar mai ales în perioada aceasta cu inflație ridicată, oamenii de fapt investesc și pentru un venit suplimentar din chirii. De aceea s-a văzut că sunt preferate mai mult garsonierele, apartamentele cu două camere, care apoi să le închirieze cei care au bani mai mulți. Pentru că dacă ne uităm puțin pe statistici, conform Agenției Naționale de Cadastru, doar una din 3 tranzacții imobiliare sunt cu credit. Deci restul sunt cu bani din surse proprii. Deci, practic este o investiție, da. Nu este o investiție, da. Pe de altă parte, dobânzile la creditele noi, da, tot cresc deja de un an. Pentru cei care au deja credite, începe să fie dureros, să zic așa, rata la credit să devină din ce în ce mai mult o povară. Vom vedea și anul viitor, eu mă aștept să înceapă să și scadă. Prețurile au crescut și din cauza materialelor de construcție, adică tot ce s-a construit nou a venit cu prețuri mai mari din cauza materialelor de construcție, din cauza veniturilor mai mari a celor care lucrează în domeniu. La fel, găsești greu angajați. Plus, din cauza crizelor au întârziat materialele de construcție pentru că n-au avut cum să mai ajungă la timp și practic proiectele au avut întârzieri și de ani de zile, aici în capitala cel puțin. Dar deja se văd mici scăderi. Deja în septembrie, la nivel național, a scăzut cu aproape 2% prețul. Dar dacă te uiți la fiecare oraș în parte, sunt diferențe destul de mari. Adică în București chiar au crescut puțin prețurile în septembrie. Deci depinde foarte mult și de cerere ofertă și de bani disponibili în piață. Da, mai avem o curiozitate. Câștigătorii premiului Nobel pentru economie din acest an au studiat rolul băncilor în perioade de criză și au ajuns la concluzia că băncile trebuie protejate. Acum vedem că 10 bănci sunt suspectate